Salut! Vreau să fac un anunț important. Decât un procentaj mic din persoanele care îmi vizionează clipurile sunt și abonate. Dacă o să îți placă acest videoclip, nu uita să te abonezi. Bă, pleacă mă de aici, n-auzi? Mamă, a câte la emoșile, al patrulea sau al cincelea? Al doilea, pleacă de aici. Bă, pleacă mă de aici, n-auzi? Nu mai știu să mai nume. Pleacă mă de aici, n-auzi copile, dispar de aici. Așa. Salut, eu sunt Sherry și probabil că ați văzut la știri această filmare cu mine și mașina mea. A fost difuzată intens de o anumită televiziune și faptul că eu aș fi făcut încă un accident cu mașina a fost prezentat drept o informație 100% reală. Doar că, ce să vezi, nu este. Toată filmarea asta este de fapt 100% fake. Mașina este de fapt un model 3D și totul a fost regizat de mine. Totul a fost o glumă. Acum, probabil că vă întrebați de ce mi-aș regiza propriul accident. Am făcut-o doar ca să vă demonstrez cât de ușor este să dezinformezi și să vă arăt că nu tot ce vedeți la televizor este adevărat. A mea, frate, ești prost la cap, du-te în p***ană. Ești nebun la cap, frate, în p***ană mea, mă omor, uite-te în p***ană mea. Cu aia să-mi bag. Coaie pe bune! E galben de omor, ție de treabă! Fac mașina asta. Stați că m-a lovit unul cu aia, ce credeți? Deci m-a lovit unul, sunteți nebun la cap? Ha, mă băgam aia și pula. Ia să mă dau jos să văd ce mi-a făcut fraierul la mașină, dacă mi-a făcut ceva. Mă uit mai bine dacă... N-am nimic, frate, dar omul a și fugit, băi, ca să vezi românul, te lovește și fuge, sunteți nebună. Bă, stăteam așa, ați văzut și dintr-o dată s-a dus mașina, zic, bă, ce dracu, mi-a murit motorul. Acum o să vă las câteva imagini de la accident. Uite, cam așa arată mașinuța asta, curata asta, aș mai chema. Am ajuns la constatarea mașinii, așteptăm să se facă. Ia uite, e nouă. De aici, da, dacă o filmăm de aici, problemă mare. Am terminat aici la mașinuță, terminat, spune-le. Devizul a fost undeva la 700 de milioane, reparația, dar am spus că nu o mai repară nimeni și că urmează să-mi dea banii pe mașină. Nu e tocmai fresh situația, ia bagă în cap, bă, capă aici, uite ce e acolo. Uite radiatorul, uite. Una bucată far. Uite mă ce mișto arată farul pe dinăuntru. Ăla-i LED-ul. Și una bucată partea cealaltă. Cât v-am spus că am reușit să intrăm printre mașini, am ferit cât s-a putut. Aici e cu rotiță, cu jentuță, ia uite aici, bine. Da, aceeași concluzie din punctul meu de vedere, este foarte important că toată lumea este sănătoasă, fiarele le reparăm, o să dăm vestea celor de la Unica făcând o programare spunând că mașina este nedeplasabilă și aia e, de aici cu Dumnezeu înainte. Lovit cineva din spate. Hei, o salutare, prieteni, bine v-am regăsit la încă un vlog, a făcut accident din nou, dar de data asta nu din cauza mea, cu acest domn și cu acest domn.
Din fericire am scăpat cu pagube mici și eu, cât și domnul care a provocat accidentul. Dar din păcate, ăla din mijloc și cu bara din față spartă și cu cea din spate. Cum așa arată mașina după distracția de miercuri? Ce ziceți? Iese la poliș? Eu zic că iese. Deci, ca să înțelegeți, urma asta neagră e de la cauciucul domnului. Aici zgâriat. Aici ușa este strâmbă, de asemenea și puțin pe spate. Colant rupt aici. Deci colantul oricum este compromis pe ambele uși. Ușa este puțin înfundată aici și aici. Bine, de fapt nu înfundată, mai mult deformată. De asemenea aici zgârietură. Ce să mai... se întâmplă, sunt fiare, se repară. Oricum, dacă dai cu diluant peste chestia asta, se duce. Însă pe 4 august am constatare la casco și trebuie să las mașina exact așa cum e. Arată acum dauna. După cum am spus, mașina mea a fost lovită în partea din spate, unde lucrurile se repară ceva mai ușor și sunt mai puțin costisitoare. Poate că pentru unii din voi acest accident este nesemnificativ și probabil ați lăsat mașina așa, însă pe mine, sincer, mă doare sufletul. Și ca să înțelegeți în mare de câtă muncă e nevoie ca să repar o secundă de neatenție în trafic, pe lângă faptul că trebuie să alerg pe la asigurări acum, după trebuie să merg la prietenii de la Custom Tuning, să dăm bara jos, să dăm și colantul jos, după aceea să colantăm iar bara și să aplicăm încă o dată acel tratament cu protecție ceramică. În momentul în care ne-am dat jos din mașină și am văzut cum arăta botul, voila! Deci asta este singura chestie pe care am filmat-o, însă am filmat într-o benzinărie treaba asta, nu pe banda de urgență, pentru că eu m-am oprit și pe banda de urgență după ce am lovit cățelușul, ne-am oprit și ne-am uitat. Eram într-un tricou, vă dați seama că în mașină era cald, eram într-un tricou, nici nu mi-a stat gândul să filmez sau ceva, treceau tirurile pe lângă noi și ne claxonau, nici măcar nu le băgam în seamă, vă dați seama, dar... atâta țin minte că am ridicat tricoul în sus așa și intra zăpada și era prin spate, dar nu mă deranja pentru că eram acolo concentrat. În fine, ne-am oprit în Peco, am filmat chestia asta pe care o vedeți voi acum. Mașina mea, botișorul ei, săraca, e ruptă în atâtea bucățele ca și sufletul când te desparți de prima gagică la 12-13 ani cât ai, știi? Atunci când ești distrus. Așa e botul, frate, așa e botul mașinuței. Cărnilor, uite cum mai mergeam în drum spre repetiții și am făcut un accident. Știți care e faza? Că mama astăzi a visat nu știu ce lucru și a căutat pe net ce înseamnă când visez chestia asta. Și a zis că înseamnă că poți să faci accident azi sau tot așa mai departe și astăzi chiar asta s-a împlinit. Și nu vine să cred. Deci, efectiv, noi, în ziua concertului, am făcut accident. Uitați-vă deci cum venim. Așa. Ideea este în felul următor. O să mă dau un pic mai așa ca să vedeți, să vă pot pune imaginea aici. După cum vedeți și voi în imagine, mașina este parcată lângă un gard. Peste drum locuiesc părinții mei într-un bloc. Ăla e locul de parcare pe care îl folosesc de ani de zile. Nu s-a întâmplat nimic până acum cu mașina noastră. Alte mașini au mai pățit chestii de genul. Ideea este că aici unde vedeți voi mașina de poliție este drumul principal și e foarte tranzitat. Foarte multe mașini trec pe acolo indiferent de oră. Că e zi, că e noapte, trec foarte multe mașini. Numai că în acea seară s-a năpustit ghinionul asupra mașinii mele.